Bună seara, bun găsit, dragi prieteni. Am început cu o mică întârziere față de ora anunțată. Mici ajustări la început de ediție. Iată-ne pornind într-o nouă aventură aici, la Canal 33. Formula e veche, pe mine cel puțin mă știți. Încercăm totuși o abordare interesantă, zic eu, raportat la peisajul ăsta media românesc, să discernem între adevăr și fals, între adevăr și minciună, între scenarii și adevăr. De asta am și intitulat produsul acesta, E adevărat. O să supunem atenției dumneavoastră în fiecare luni câte o ipoteză, câte o idee, câte, nu știu, habar n-am, câte o informație și încercăm să o disecăm, să vedem cât adevăr e și câtă manipulare, câtă minciună. Și ce invitat mai bun pentru prima ediție, doamnelor și domnilor, decât Doru Bușcu, Cațavenci. Mulțumesc, Doru, pentru prezența ta și pentru... Bine, te-am găsit, succes în... trainicul parteneriat care ne leagă de ani de zile. Da, vă mai spun doar atât. Ne vedem în fiecare luni la 19 pe această platformă online, Canal 33, și în fiecare vineri cu câte un editorial pe canal 33.ro, alături de editorialiștii pe care îi știți deja ai platformei, Ion Cristoiu, Tiber Iacob, Adriana Săftoiu și restul. Sper că n-am rănit orgolii, ne nominalizăm pe toată lumea, dar avem totuși treabă, Doru, în seara asta. Mă uitam la coperta de săptămâna aceasta de Cațavenci, pe București, micul parizer, și încercam să îmi dau seama cum se vede prin satiră peisajul ăsta de debut de campanie. Ți-am citit editorialul, o să vreau să desprindem câteva frânturi din el, dar eram curios dacă ți se pare adevărat că revine, e adevărat că revine într-o formă sau alta sistemul, oamenii sistemului revine statul paralel. Cum vezi tot freamătul ăsta de început de campanie? Prin satiră se vede mai bine decât prin realitate. Pentru că unghiurile sunt comice și adevărul e mai puțin brutal. Realitatea însă este mai crudă. E o situație nasoală, să zic așa. E fără ieșire, da? Da. E fără ieșire pentru că acest nou conglomerat politic, croit în contra naturii, și care se agață de această lozincă a stabilității, care nu spun că nu e necesară și că nu e mai bună decât instabilitatea, dar nu este un argument politic a două partide care se resping la fel cum se atrag emisferele din Magdeburg să stea împreună cu forța. Și atunci ai senzația că se întinde o smoală lichidă peste opțiunile și accesul liber la vot. Fiindcă oamenii ar vrea să voteze altceva și nu mai au ce. Stânga și dreapta și-au dat mâna și odată cu așteptata unificare a electoratelor se obține o frustrare totală a electoratului. Până la urmă, prin prezența mai mică la vot, că așa se întâmplă de obicei, când există orizontul de nefericire electorală, oamenii vin mai puțin la vot. Și prin această prezență la vot, marile partide obțin victoria. Dar tu crezi că e despre electorat sau aceste alegeri mai sunt despre electorat sau e despre despre activul de partid care se antrenează pe margine în perspectiva fripturii care urmează? Adică eu cred că inclusiv scenariile astea pe care ei ni le prezintă și tot felul de candidați bizari vin să antreneze și mai mult spiritul ăsta de starea de lehamite și să distanțeze electoratul de ziua votului. Nici de cum nu te îndeamnă să ieși la vot. Adică îți vine să stai acasă, să te închizi în casă sau să faci cu totul altceva decât să ieși la vot, să-ți manifesti voința. Toată lumea vorbește despre o cabală, despre un grup care a organizat această, să spunem, dorită și respinsă unanimitate. În ea ar activa pe lângă gruparea Nicu și Marcel, care, să spunem, că are motivele politice legitime să facă asta, ar fi și președintele Iohannis, ar fi și niște șefi ai serviciilor secrete, ba mai mult decât atât, ar fi și dorința exprimată pe dedesubt de conducătorii politici ai Europei de la Bruxelles. Culmea că stabilitatea se caută în România, care în momentul ăsta este veriga cea mai slabă din punct de vedere al securității pe flancul estic,
în timp ce ea este copios refuzată în alte state, mai puternice, unele militar, altele economic, și nu e nicio problemă acolo. Nimeni nu face presiuni ca lucrurile să se schimbe în sensul stabilității. Nu spun că trebuie să ne comparăm cu Polonia sau cu Ungaria sau cu... Nu, nici vorbă de asta, dar parcă acolo oamenii sunt mai mult lăsați în pace. Doi, e greu de cumpărat povestea cu Bruxelles. Poate că unii își doresc, poate că, sigur, cele două mari familii politice europene ar vrea ca cele două partide mari din România să stea împreună, ca astfel să reverbereze mai bine în votul din Parlamentul European lucrurile. Dar, până una alta, oamenii de aici, ei dansează, ei stabilesc ce se face și ce nu se face. Bun, dar acum și noi ca țară și politicieni în România tot timpul a fost în căutarea unui stăpân. Adică mie mi se pare că asta cu stabilitatea poate că a fost la liste predate, fie de la Bruxelles, fie de la Washington, dar și politicianul român de-abia aștepta un ordin să sară pe burtă. Așa e. Atunci când temperamentul e de slugă, sigur că te uiți, cauți un stăpân. Există o nesiguranță. Atunci când liderii sunt nepregătiți, există o nesiguranță în atitudinea lor, în acțiunile lor, și atunci e bine să se invoce un standard. Și standardul cel mai apropiat și cel mai convenabil este cel extern. Că în numele lui poți să invoci multe lucruri care îți convin și care nu pot fi verificate. Și apoi este și nevoie, atunci când ești slab politic, să crezi că există un sprijin extern pentru poziția ta. Da, hai să ne uităm un pic la cei trei candidați, pentru că aș vrea să revin la întrebarea inițială, dacă e adevărat sau dacă simți că statul paralel și acum va revanșa. Vorbeai în editorialul tău trecut, și Cârstoie și Piedone sunt produse ale sistemului. Cârstoie fabrica la etajele superioare ale puterii, Piedone la demisol în zona de Gândaci și Grasie. Și astăzi ai insistat mai cu... N-ai mai comenta. Și aș lega ce spui tu în editorial cu ce s-a întâmplat aseară la mine în emisiune. L-am avut invitat pe emisiunea de la Prima News, la final, l-am avut invitat pe medicul Cârstoiu și într-o discuție despre culisele desemnării domniei sale, am ajuns la domnul Pahonțu. Da, a fost o ajungere voluntară, dacă vrei, din partea lui Cristoiu, că păi ne-a interesat mai mult de relația cu Iohannis, nu știu cum s-a ivit. Și zice, domnia sa, ne cunoaștem, suntem amândoi argeșeni, nu a avut nicio implicare în povestea asta, în ce fel s-ar putea implica șeful SPP. Despre șeful SPP s-a tot vorbit în spațiu public, s-a și creat o legendă, dacă vrei, la nivel de opinie publică. Crezi că a avut ceva de a face o forță ca SPP sau un alt serviciu pentru impunerea... Ce ai vrut să spui cu acel om de sistem? Sistemul, adică rețeaua formată din oameni care ocupă mai mult sau mai puțin posturi oficiale în structurile de putere, de administrație sau politice din statul român, își construiește, acest sistem își construiește o pepinieră de oameni pe care să o livreze zonei politice. Așa s-a întâmplat întotdeauna. Nu înseamnă că este o activitate consecventă de grădinărit, dar pune ochii pe ei. Mm. Îi ajută cu câte ceva, îi împinge și în momente de tipul ăsta, sau în momente de tip Iohannis, sau în momente de tip Băsescu, și în multe alte sute de momente care se manifestă aproape la din trei în trei parlamentari sau din... ministru în ministru, oamenii sunt scoși și puși, plantați. De asta și democrația noastră a ajuns să nu mai fie democrație, ci este o încolțire a electoratului cu niște opțiuni limitate. Dacă tu ai pe tavă opțiuni proaste, sfârșești prin a alege una proastă. Nu ai cum să... Sigur că lumea poate vrea un independent, poate vrea un om cu studii serioase, cu biografie, dar nu are cum să aleagă decât din oamenii pe care, prin aceste mecanisme rodate în timp și autoperfecționate de sistem, adică de această rețea, tu ai de ales între oamenii pe care îi pune pe tavă. Îi scot din pălărie. De unde a apărut Cârstoiu? Băsescu, la vremea lui, a avut un trecut. Era un alt sistem de selecție. Avea un soi de trasabilitate. Știai unde să-l iei, da. Dar fusese în politică șase ani. Asta zic. Da. E greu ca unul ca Cârstoiu. Sunt sigur că Cârstoiu, da. Cârstoiu, da. Săracul Ion Cârstoiu se tot ar fi, dacă ar face switch-ul acum, cred că Cârstoiu ar avea mai multe... deci Cârstoiu era! Da, păi de ce n-am spus că îl votăm pe maestru? Okay, sigur că da. Da, colegul nostru. Cârstoiu este mai educat și mai inteligent decât Piedone. De-aia spun că el este clocit la un alt etaj.
Sigur ca el pe lista de, în momentul în care s-a decis cine să conducă spitalul municipal, cine să fie profesor înainte de termen, cine să fie decanul facultății, erau 20 de oameni. Poate că erau toți la fel de bine pregătiți, poate unii erau mai bine pregătiți, dar a fost selectat Cârstoiu. A intrat într-un grup de elită cu atenție specială pentru astfel de oportunități. Mm-hmm. Nu e singur acolo, sunt mulți alții, sunt în multe domenii. În mod ideal, cu o, să spunem, cu o, un aparat de tip celui care în Germania veghează la respectarea Constituției, era să zic conștiință, era mai bine, Constituției. Cu, adică o selecție de asta din umbră, oamenilor care cu adevărat sunt valoroși, cred că n-ar strica. Păi... Numai că aici este contraselecție, în sensul că nu se ia cel mai bun, se ia cel mai dispus să se pună în slujba... Da. Nu? Da, da, aici nu dacă vrei un concurs de împrejurări, Cârstoiu nu e neapărat cel mai slab dintre cei selecționați. Dacă te uiți la, și dacă vorbim de contraselecție, dacă te uiți la partide și la maniera în care forțele astea din umbră au selectat capii de conducere, păi Cârstoiu pare o lumină. Da, asta spun. Eu spuneam despre selecția la nivelul lui când s-a făcut. El este clar că este selectat. N-ai cum să fii simultan în toate funcțiile alea, că doar și Nicolae Ceaușescu era pe bună dreptate în toate funcțiile simultan. N-ai cum să fii și decan, și profesor universitar, hai să spunem că astea împreună merg, și șef de spital, și șef de clinică, și supremul acționar în 7 firme, și milionar cu 35 de conturi. Te excedează pur și simplu. Numai că, odată ce ești acolo, lucrurile astea merg de la sine. Nu trebuie să mai umpli fiecare funcție. Ele se rostogolesc, merg natural. Șeful nu trebuie să mai fie prezent. Da. Cunosc 10 de cazuri din genul Cârstoiu. Asta nu înseamnă că profesorul, doctor universitar Cârstoiu nu este un medic bun sau că nu ar putea fi, că nu este un candidat bun pentru așa. Oportunitatea desemnării lui și felul în care a fost e o altă discuție. Și că n-ar putea să fie un primar bun al Bucureștiului, poate mai bun decât a fost Nicu Șordan. Dar stai puțin, hai să vorbim și de oportunitatea. Comparându-l însă cu Piedone, este clar deasupra lui Piedone. Nu încape nicio discuție. Piedone, da, uite, vine din subsol. Dacă îi păstrăm, dacă îi punem față în față și plecăm de la premisa ta, care poate și este corectă, a faptului că sunt amândoi oameni de sistem, de ce sistemul nu și-a dat mâna cu politicul pentru un singur candidat care să-l bată pe Nicu Șordan și astfel Bucureștiul să fie recâștigat de... Pentru că sistemul are subsisteme. Pentru că dacă eram nemți, era un singur sistem. Am înțeles. Fiind români, ne certăm pe sistem și ne facem fiecare sistemul lui. Și unii sunt, să zicem așa, să luăm un nume la întâmplare. Unul e sistemul Coldea, care a plecat cu niște resurse. Altul e sistemul unui alt sub sau adjunct, prim adjunct, care a plecat și el. Altul e sistemul lui Pahonțu, care încă e în putere. Nu putem, nu comitem nicio blasfemie dacă spunem lucrurile astea, pentru că sunt într-adevăr sisteme, adică grupări de oameni și funcții și relații care funcționează în direcția unui anumit interes. Iar interesul ăsta este vizibil. Și în principal el are legătură cu puterea. Cu câștigarea, menținerea și exploatarea puterii. Dar faptul că cei doi oameni de sistem nu se înțeleg, se atacă reciproc și au două găști rivale care stau în spatele lor, n-ar putea să îi deschidă calea lui Nicu Șordan pentru un al doilea mandat? Ba da, și aici mare pericol pentru, după părerea mea, pentru PNL-PSD. Dar ce vreau să spun? Deci, sunt două sisteme. Unul este cu generali, unul e cu plutonieri. E mai greu de obicei pentru ăștia din zona de... Ce să zic, Doru, uitându-mă la ce... Să ajungă la... Pentru că Piedone a parazitat în zona asta administrației locale mici, de demisol. Uh-huh. Aici e altceva. Aici e cu examen la facultatea de medicină, e cu doctorat, e în altă acolo zonă. Acolo e zona bacului la 30 de ani. Aici e zona de pacienți, aici e zona de medici. Da. Însă, amândoi, după mine, reprezintă o lipsă de inspirație a partidelor și a curentelor politice în momentul ăsta. După cum, după părerea mea, și Nicușor e la fel de inadecvat. Dar, dacă să spunem că se întâmplă să se împiedice Piedone de un dosar din biografia lui, să fie retras într-un fel sau altul. Se insistă foarte mult pe teza asta a retragerii lui Piedone. Da. Doar descarcerat din funcția de candidat mai poate fi oprit Piedone să ajungă primar? În momentul ăsta așa arată lucrurile. Pentru că campaniile electorale merg pe două componente. Una mai mare, de până la 80%, este componenta negativă
adresată candidatului. Și cea mai mică este lauda de sine care nu convinge. Mm-hmm. Dar dacă apare un dosar în care se spune că Piedone a furat mai mult decât îi permite legea, atunci e o problemă, că el poate fi retras. Da. Și ar ajunge Nicușor. Nu spun că trebuie făcute lucrurile astea, după părerea mea, lucrurile astea trebuie făcute înainte. Nu în momentul în care încep să aliniază candidații și intră în linie de... Asta vreau să zic, dar dacă... am mai văzut intervenții și din partea procurorilor, din partea în alegerile trecute. În 2016, adică... când a fost retras Ludovic Orban, da? Când a fost retras Marian Munteanu, când a venit Predoiu, deci tot o rotativă așa neinspirată. Dar dacă ar câștiga, să presupunem că câștigă Nicușor președinția, eu văd următorul mare pericol pentru alianța PSD-PNL. Nicușor, așa cum îl susțin ei ăștia, USR-ul și cu dreapta cea mai rămas din salonul refuzaților, Nicușor imediat, pentru că alegerile sunt și tot încălzit și așa, să zică, dom'le, mergi și la prezidențiale. În momentul ăla, pe depresia și frustrarea care există la în electorat, din perspectiva lipsei unor candidați care nu să fie mai simpatici, mai deștepți, mai citiți, mai cultivați, mai așa, să se bulucească pe Nicușor. Nicușor, care este la fel de... Bun, care apare într-o adormire. Lipsit acum, de empatie ca Iohannis și care ar fi, iarăși după părerea mea, o catastrofă egală cu Iohannis, el fiind un matematician de geniu. Să nu uităm cele două categorii care se exclud cu nu una pe alta. Ajutat neapărat treaba asta sau pe noi. Pe noi nu ne-a ajutat, pe el a ajutat. El e fericit dacă te uiți. În lumea lui, da, are tot felul puțin, de plăceri de astea inexplicabile. Da. Conjecturi, dar cu țevile și cu apa caldă e mai greu. Deci dacă Nicușor candidează la președinție, ar putea să se basculeze și atunci gruparea politică Nicu și Marcel s-ar putea să aibă o problemă. Dar nu vor avea o problemă cei doi, Nicu și Marcel, și în eventualitatea unui câștig din partea lui Piedone? Nu, pentru că Piedone... Bun. Hai să spunem că e destul de neașteptată creșterea lui la București. Dar în plan național nu cred că poate Piedone să facă o figură. Zici? Zic. Pentru că acolo, pe lângă Tomberoane și Băsescu Șobolani... Păi cum a reușit? Băsescu e altceva. Băsescu era inteligent. Nu este cazul. Sau nu este cazul să spunem încă de același, coeficient, am înțeles, da. Coeficient de inteligență, că o formă sau alta de inteligență există, poate fi descoperită în fiecare candidat. Dar tu ți-ai găsit o explicație sau ți-ai dat o explicație pentru succesul fulminant al... A fost altceva. Stai puțin, deci audiența lui din sectorul 5 a fost amplificat. Și colindătorii, când vin, iese lumea la geam, aruncă cu ce are și își văd de treabă, intră în casă pe mai departe. Pare că lumea a rămas la spectacolul Piedone și rămâne repetat în sală. Și pare decis să se ducă și la vot. Da, și trebuie ce e atât de fermecător aici la persoana Nu e nimic acesta? Fermecător. Este altceva față de ceea ce oamenii erau îngroziți că vor primi iarăși. Adică același lucru. Ai mâncat ciorbă de fasole. Ai vrea și de mazăre după aia sau să se schimbe ceva. Piedone a propus un... Pare că propune masa plină. Propunem la cum da. Păi el revine la parametrii care l-au consacrat. Că el și-a zis Piedone nu datorită minții, ci datorită burții. Ce-a zis, băi, am un nume Piedone care nu mai rimează cu aspectul. Ce-a trebuit să... Dar ce, pentru mine e uimitor că și-a schimbat și în buletin. El și-a adăugat și fiu-su. Piedone în buletin. Știi că și fiul a zis, și băi, fiu-su. Dacă tata a făcut, fac și eu, că-s fiul lui tata. Candidat la 5. Mă gândesc cum se... Na, vreau să fac o glumă, dar nu o fac. Poți să o faci că suntem în mediul online aici, să știi, n-avem ce. Nu fac. Da, e ok. Lumea l-a văzut ca pe ceva diferit și este și a venit în întâmpinarea frustrării. Totuși, primarii de sectoare sunt aceleași figuri în ultima vreme și noile figuri sunt triste. Asta a venit, s-a plimbat cu scuterul, a dat cu șutul niște tomberoane, e altceva. Nu cred că cineva îl crede, cu excepția grupului de, să zic așa, de clanuri imobiliare care de-abia așteaptă să se pornească dezmățul puzurilor. Mm-hmm. Nu cred că s-a bucurat cineva cu adevărat sincer că vine Piedone. S-au gândit, bă, să vină ăsta, măcar să închidem cu tâmpiții ăștia odată, sau să fie altceva, sau să facă curățenie, să facă ordine. Știi cum sunt românii revoltați la capătul unei dezamăgiri. Dar nu-l văd făcând pasul spre o candidatură prezidențială, despre... pentru că deja el a câștigat, ar câștiga enorm să câștige primăria capitalei. S-ar umfla ca un șarpe boa timp de 4 el, ani. El, dar Voiculescu. Și după aia, dar poate 3. Că ar deschide fălcile să înghită și Cotroceniu. Dar poate că face și școala aia, poate se întoarce la... Că el n-a făcut la frecvență permanentă la Petroșani, de unde... Nu.
și-a procurat diploma. Poate că o face, poate că învață ceva, poate că între cuvintele de autobază strecoare și niște cuvinte... Neologisme, să-l, da. Da, să-l ridice puțin. Ridice să, nivelul. Să impresioneze asistența națională. Și atunci te întreb, în afară de candidatul sistemului, Cârstoiu poate fi candidatul cui? A identificat un electorat căruia îi se adresează? Ți se pare că a reușit să găsească un soi de coerență în mesaj, în acțiunea politică de până acum? Au fost episoadele alea bizare cu metrou, s-a mai dus o tură să iasă din a doua... Ți se pare stângaci? Cum ți se pare? Eu cred că el a fost odată... El cred că este un produs politic bun, numai că a fost scos... Nu l-au și prăjit, l-au servit sushi. N-a avut timp să se coacă. El, dacă ar fi fost scos de ceva mai mult timp înainte, seamănă și cu Băsescu și vorbește uneori... Dacă l-am văzut aseară, asta a fost primul lucru pe care... Domnul Cârstoiu, chiar seamănați cu Băsescu? Adică, du-te, domnule, de aici! Da. Da. Seamănă! Du-te, vorbește. Domnule, că n-are la banii mei. Nu știu ce să zic. Nu știu, dar e așa de sigur. Deci el ar fi fost un produs politic bun dacă ar fi fost pregătit din... Dacă vezi toate aceste surprize, până și anostul Klaus Iohannis. El n-a venit de nicăieri. El a fost niște ani primar. Da. A fost pe acolo. Avea o carte de vizită, și a construit un mit că e Neamțul care a făcut festivalul de teatru și așa mai departe. Și când l-au scos, el a venit de nicăieri și lumea întreabă, cine-i Cârstoiu? Și primii care au căutat, cei mai rapizi, au fost jurnaliști și au scos. Păi are, uite câți bani, câte conturi. Și a intrat pe o platformă negativă de respingere. Mai este la această, să spunem așa, imprudență, care nu știm dacă e spontană sau premeditată, și calculul unor lideri din cele două partide de a nu-și fragiliza poziția internă. De exemplu, Firea n-a fost lăsată să conducă. Ar fi avut mai multe șanse coaliția asta cu Gabriela Firea candidat? Nu cred. În configurația cu Piedone, de acum nu. Nu ar fi avut, nu. Și mișcarea pe care a făcut-o Ciolacu cu Firea a salvat-o, de fapt, pe Firea. Pentru că Firea, dacă ar fi candidat și ar fi pierdut din nou, era închisă cariera aia. Adică, sigur, că poate că îi dădea un loc în Senat sau la deputați, la un moment dat, dar nu mai era. Aici este europarlamentar, are 5 ani să se reinventeze și să... Ia și niște bani frumoși. Dar în cazul unui eșec al proiectului Cârstoiu... Va fi un recul. Va fi un recul pentru cei doi, pentru Nicu și Marcel? Și va avea un ecou care va fi o reverberație în electorat, pentru că vor spune așa opoziția risipită prin văioage și prin râpe. Se poate. Iată că se poate. Am învins mamutul la capitală. De ce nu și la... Și atunci lucrurile se vor... Cred că eu estimez un început de șovăială în desemnarea candidatului la președinție. Pentru că în momentul ăsta tandemul președinte prim-ministru are un loc sigur și un loc incert. Locul sigur este cel de prim-ministru. Deci cine alege să rămână premier sau să aplice pentru funcția de premier dintre Nicu și Marcel câștigă. Celălalt câștigă sigur. Celălalt are șanse să piardă. De ce spun că câștigă sigur? Pentru că e de așteptat că nu vor lua mai puțin de 40% orice s-ar întâmpla, oricât de mari prostii ar face la alegerile parlamentare. Prin urmare, va fi greu să se construiască o altă coaliție de guvernare decât cea în care PNL și PSD sunt. Or să pună UDMR, o minorități, cum se face de obicei. Și atunci va fi un prim-ministru, indiferent cine va fi președinte, și cu Șordan dacă va fi președinte. Dacă era Băsescu, sigur, cu energia lui de fost turnător la securitate și cu inteligența lui de animal politic, sigur că lucrurile s-ar fi putut, că ne amintim că a mai făcut odată. A pierdut alegerile la parlamentare și și-a impus premierul în 2005. Dar... acum e greu. Deci cine alege să rămână premier sau să fie premier, va câștiga. Cine vrea să fie președinte, riscă. Riscăm. E posibil să câștige, dar e posibil să piardă. Dacă ne uităm în sondajele despre tineret, vor un independent. Dacă ne uităm în alte sondaje care întreabă ce fel de președinte, vor un independent. Dar când îi întreb concret pe ăștia, pe cine dintre oamenii numiți, nu se vede acel procent de 60% care vor un independent. De ce? Pentru că n-au din ce alege. Nu există un independent pe masă. Dacă țopăie, dacă țâșnește unul ca Nicușor sau mai apare cineva, poate vine Joana, cine știe, poate îl lasă discutăm pe Joana. Discutăm de Joana. Și atunci se schimbă. De aia spun, jocul la președinție, care este simplu de dus pentru coaliție, în momentul în care el trebuie să aleagă între Nicu și Marcel, induce o problemă și s-ar putea să înceapă niște șovăieli. Dar tu crezi că, bun, generalul Ciucă și-a exprimat în diferite ocazii
disponibilitatea de a candida. Ciolacu a păstrat un soi de tăcere pe temă. Crezi că visează Ciolacu la funcția de președinte sau mai degrabă și-ar securiza funcția de premier și l-ar împinge pe Ciucă la o înfrângere sigură? Eu cred că în ranița gândurilor fiecărui politician zace acest baston de președinte. Altfel nu, n-ar avea ce să caute acolo. Și este și, după mine, un criteriu obligatoriu să vrei să ajungi în vârful. Oricât ai fi de slab pregătit, oricât ai fi de... Nu există generozitate în politică. Este o luptă pe pradă. Este o luptă între tâlhari, politici adevărat, okay, dar este o luptă legitimă pentru putere. Și n-ar merita să fie unde este Ciolacu dacă nu și-ar dori să fie președinte. După cum nici Ciucă n-ar merita să fie unde este. Bun, dar pe datele actuale, crezi că ar avea vreo șansă? Cred că Ciolacu are șanse mai mari decât Ciucă. Ciucă și liberalii se gândesc că dacă nu va fi Nicușor, să spunem, sau dacă nu va fi un alt candidat independent care să arate mai pieptănat, ei au șansa cu Ciucă să genereze acel val al dreptei. Pentru că lumea se gândește că, domnule, dreapta război, trebuie să fie stabilitate. Așa. Da. Și eu cred că ei au în continuare planuri de subversive în raport cu PSD-ul. Da? Adică se sărută la lumina reflectoarelor, cum fac Rareș Bogdan și apropo de sărut, dă-mi te rog din regie dacă putem să încărcăm poza cu Rareș Bogdan pe afișele PSD-ului, că e ceva de remarcat acolo. Și în spate, PNL-ul, eu cred că e singurul lucru care le menține încrederea în ei. Lucrează să vadă cum fac să ia ei președinția. Pentru că dacă va lua Ciolacu, va fi Ciolacu președinte, va fi un premier 100% de la PSD, nu este niciun dubiu, va numi de la PNL, e greu de crezut, le va da în contrapartidă ceva să fie. Sau, fiind președinte, are puterea să influențeze orice premier așa încât să se facă ce dorește el și ce dorește partidul. Mm. Uite poza de care vorbeam. Dincolo însă... Băi, cum? Stai un pic, să nu trecem foarte repede peste. Adică are un umor de... are un comic de situație nebun. Deci omul care s-a brevetat în spațiu public, ți-aduce aminte, emisiunile la maraton de la Realitatea, înfășurat în tricolor ca o sarma roz, care înjura... pândea pe sediști, se suia pe gardul guvernului la 10 august, făcea, promitea. Dom'le, nu știu, toată compoziția este sublimă. Caracalul în dreapta. Olguța îi spunea lui Rareș că că i s-a dus rujiu și s-ar putea să-l ia unii drept bărbat, să-l confundă și să-l ia drept bărbat. Adică sunt înțepături elegante care arată că falia atunci era mare. Mai ales tânărul înalt Mihai Tudose, care a tăvălit, a măturat cu Rareș toate podelele. Da. Da, iată că prietene și acum sunt cap de listă. Dar ce stomac să ai să... Adică ar fi putut să zică, băi, nu mă puneți, uite, de dragul trecutului tumultos. Eu văd o problemă și la europarlamentare, pentru că, înțeleg, Mihai Tudose e important în PSD, Rareș Bogdan are și el trompeta lui acolo, funcția ei. Nu cred că era nevoie să-i pună cap de listă, pentru că... Păi s-a încercat cu un independent. Tudose e mai degrabă un strateg, așa, un băiat, îl văd așa... Dacă vrei să fim generoși, bine. Trupele ruse în spate, încavediștii, care dacă se întorceau, îi împușcau din spate. Deci el este cel care mână turma spre, hai să-i spunem, victoria pesedistă. Dar nu-i de pus în față. Adică nu l-aș fi pus. Acea femeie, ai văzut, noi am făcut și o copertă. A fost descoperită femeia care și era Tudose. Femeia, cum spunea Ciolacu, va fi o femeie cu carieră, da, afara politice, da, așa. Și era Tudose acea femeie. Putea să stea pe locul 3, pe locul 4, pe locul 5. Arăta, adică se pierdea în mulțime că sunt personaje cu o anumită contondență, cu o anumită conjurare de contradicții. Aici am o completare. Când pun independenți, de ce au soluții de independenți? Când își pun oamenii de partid, de ce oameni de partid? Adică pare că și noi suntem greu de mulțumit. Dar nu a spus nimeni să pună independenți. Nu cred că a cerut cineva. Că au încercat formula cu doamna... Da, poate că a fost o prestidigitație, așa încât să doamna să se retragă la un moment dat. Poate că formula cu Cârstoiu ei Chiriac. Văzând... Cu Cârstoiu. Nu, ziceam de doamna Chiriac. A, doamna Chiriac, doamna numele, Ramona... Da. Ramona Chiriac. Ramona, da. E un cântec, Ramona fără dinți. Era și o carte, un titlu de carte. Da, nu, ăsta era mai vechi. Bun, puteau să facă lucrul ăsta, știi?
Dar de ce oare? Pentru că nu sunt locomotive, nu tractează. Eu cred că Rareș Bogdan nu este ultra apreciat în partidul lui și nu aduce mai mulți alegători. În schimb, dacă ar fi pus niște figuri mai europene, și la PSD sunt câteva figuri care au făcut câte ceva în Parlamentul European. E Negrescu, ba, atât. Mai e fostul ministru Corlățean, care nu știu dacă l-au pus păi pe listă. Păi nu mai e pe listă. Nu e pe listă? Nu s-a calificat. Nu avea de ce n-a să mai prins, nu, că au prins ăștia adică de pe primele locuri. Adică niște oameni care până la urmă, uite, culmea că și conversația lor în limba engleză se... Hello, how are you, Nu, how much is the expensive watch? Da. Adică, totuși... Da, uite, la PNL ar fi putut de pildă, au un comisar în funcție pe transporturi. Important. Vadin Avălean. E pe locul 4, nu știu, în ierarhie, pe locul 5, 6. Ea caut în principal s-a preocupat să-i asigure fostului candidat la președinția României, Crin Antonescu, toate cele necesare ca să trăiască bine zilnic, la sigur că Bruxelles. Da. Că pentru România nu e nimic. Eu n-am auzit-o vorbind. Adică n-am... Nu e comisarul României, Doru. E comisarul european. Este comisarul României pentru că postul este dat României. Nu au zis cei de la... O vrem pe doamna. Doamna care... Bun, nu cred că am zis nici noi ce ziceți de minunăția noastră. A căzut la... A fost o negociere politică în urma căreia unul e luat de mod și pus acolo. În schimb a ceva. Noi știm de ce a ajuns comisar. Pentru că s-a negociat atunci când a plecat Crin Antonescu, nu? Și a fost pusă vicepreședintă nevastă sa, doamna comisar actual, la Parlamentul European, nu? Pentru că s-a dat la o parte să vină Iohannis, să vină o altă structură de putere și cu ajutorul serviciilor pe care le-a tot înjurat Crin Antonescu ca nimeni altul, s-a înstăpânit regimul Iohannis. Ne amintim de acest lucru, nu? Ne amintim foarte bine. Sigur. Deși Ponta, iarăși folosesc expresia, măturase cu el pe jos la... la întrecerile. Și de atunci n-a mai făcut confruntări electorale. Nu. Iohannis. Nu. Vorbeai de reverberația jocului închis în societate și de cum ar putea electoratul să respire printr-un vot de revoltă, nu știu, să se ducă spre Piedone, la București, spre Nicușor și nu spre candidatul coaliției. La fel ar putea face și în țară. Și la fel de bine ar putea să invalideze niște liste, să valideze alte liste. Aur, Șoșoacă și așa mai departe. Nu neapărat fiind extremiști, dar pur și simplu un vot de tip revoltă. Asta ar duce la destrămarea coaliției. Ce-i ține uniți pe ăștia doi, Nicu și Marcel? Că pare o coaliție pe persoană fizică mai degrabă decât un proiect politic pe termen lung. Cred că în mare măsură i-a ținut uniți dorința lui Iohannis de a rămâne uniți. Pentru că Iohannis a gândit întotdeauna în termen personal. La ce îi servește lui Iohannis coaliția asta? El trebuie să își lege viitorul de o anume configurație a guvernului și a președinției. Într-o primă fază a președinției și într-o fază ulterioară a guvernului. El, dacă vrea un post oriunde ar vrea, trebuie să-l sprijine guvernul. Dacă nu sunt oamenii pe care a lăsat el, cine vreodată îl va propune sau îl va numi pe Iohannis într-o funcție? Păi s-a autopropus, n-ai văzut, dacă nu s-a găsit cineva. Trebuie să zică și guvernul. Cei care sunt acum, sigur că și Marcel Ciolacu, premierul României, a spus e calificat, e competent, înainte să-l întrebe chiar reporterul dacă crede în competențele lui. Adică e clar că Iohannis se prezentă acolo. E un moment extrem de complicat, pe care ei l-au complicat. Când fugi după mai mulți iepuri, ei fug după toți iepurii. Sunt 4 iepuri pe câmp, fug după toți. Și nu și-au deja pe primul au scăpat. Deci Bucureștiul e scăpat. Mai au 3. S-ar putea ca și al doilea să fie un iepure, să-l prindă, dar să fie mai slăbuț așa. Vorbesc de alegerile europarlamentare. Mm-hmm. Unde ei cred că frânând, nu știu dacă au observat, s-a frânat puțin aurul, s-a întâmplat ceva acolo. Da. Creștere, au absentat la niște momente importante. Iar fenomenul Șoșoacă practic s-a dizolvat pentru că sigur că el trebuia să fie dizolvat altfel. În ultima instanță, soții Șoșoacă sunt doi circari suspecți de trădare națională. E clar, ei pot fi încadrați, au contacte cu agenții. Eu am scris despre asta. Crezi că-s capabil chiar și de trădare națională? Eu nu spun, dar dacă ar fi fost cercetați, întrebați, totuși lumea nu păzește. Cine ar trebui să păzească Bostana nu păzește. Ei, prezența și contactul permanent cu agenții, că toți din ambasada Rusiei nu cred că sunt profesori universitari de ONG-uri. Sunt agenți, că Rusia e în război, noi suntem în teritoriul inamic.
Și contactul cu agenții este calificat, este o infracțiune calificată. Cu agenții unei puteri care urmărește subminarea, ce urmărește de obicei Rusia, nu? Se, e un caz, se poate încadra și se termina și cu circul și așa. Da, pe alte căi au fost, iau, mă rog, oamenii au divorțat din motive intime. Și atunci se observă, nu, o încetinire a ritmului la aur și la curentul suveranist. Atât cât e el. Da. Că a fost mai degrabă curentul ăsta suveranist extremist folosit ca argument pentru această uniune împotriva naturii, PSD-PNL. Aduți aminte că a început să Ciolacu să se ducă mult de tot pe arătură, vorbindu-ne de fascism și de... Nu sunt capabili oamenii ăștia de idei atât de zburdalnici. Hai să fim serioși. Nici Simion, fost șef de galerie, nici Șoșoacă, fost tăperemistă la grupa mică, nu sunt capabil de astfel de... Deci cum funcționează contraselecția și în democrație? Blochează calea celor care au oarecare valoare și înconjoară-te, lasă-i. Mm-hmm. Da, acces celor care sunt mai slabi decât tine. Și atunci tu o să ieși în față. De exemplu, dacă Ciucă sau Ciolacu sau ce alt candidat o avea această coaliție, intră în turul 2 cu Simion, o să-l bate pe Simion. Nu se poate crea un val pentru că Simion nu este un candidat de dreapta, nu este un candidat în care se pot investi niște valori iluzorii. Mm-hmm. Cum au fost investite în Klaus Iohannis, pentru că e clar într-o poziție. El poate să ia o felie din electorat, care poate să ajungă la 20%, dar nu poate să-l ducă la Cotroceni. Și atunci cine îl va avea adversar, îl bate. Dar pentru că vorbeai de serviciile pe care Șoșoacă, cuplul Șoșoacă, le-ar putea face unei cauze rusești. Hai să mergem mai departe cu discuția pe sensul ăsta și să vorbim despre Iohannis la NATO și despre atacurile pe care președintele României le-a făcut la adresa alianței din postura de posibil candidat. A vorbit de necesitatea reorganizării NATO, de faptul că ar fi o alianță, o structură vetustă care ar trebui revitalizată. Tu ai înțeles ce joc face Klaus Iohannis? Eu zic mai mult decât asta. Jocul lui Șoșoacă pare că face parte dintr-un plan mai mare la nivelul conducerii politice, chiar și militare a țării, care este în favoarea intereselor Rusiei. Nu spun aici că e vorba de o conspirație, că este vorba de un plan elaborat, conștient, cu intenție. Spun doar că, așa cum se văd lucrurile, acesta este rezultatul. Este cel mai logic rezultat. O fotografie mai prorusă decât cea pe care o obții fotografiind, privind ceea ce fac... Deci, dați puțin captura din ceea ce face conducerea politică a României nu există. De acasă, de în primul rând, în ultimii 10 ani, măsurile de securitate națională care ar trebui să fie luate de un stat membru NATO expus la așa, au fost neglijate așa. Armata este într-o situație foarte de mare deteriorare. Deci, în ultimii 2 ani, de când a început conflictul, și 2 ani jumate, și când suntem expuși, și când vin din toate direcțiile amenințări, și din partea rusă, și din partea americană, că se retrag, că nu mai funcționează cum trebuie, nu se întâmplă nimic. Nu este pornită industria națională de apărare. Sunt niște declarații, așa, că sunt niște aplicații. Dar apropo de industria de apărare, e un articol astăzi în Casa Vencii foarte interesant. Extraterestrii ne fotografiază fabricile de armament. Și spui tu aici, sau cine semnează articolul, asta în timp ce depozitele de urgență ale armatei sunt ocupate cu muniție, în general veche, iar depozitele suplimentare sunt oarecum goale. Că despre capacitatea industriei militare românești de a exporta muniție, cel mai cerut produs al momentului și al anilor ce vor urma, putem spune doar că e admirabilă, e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire. Și mai zici tu ce să caute atunci spionajul străin în apropierea fabricilor românești, dacă ele nu produc mai nimic, dacă nu pot satisface nici cererea unei asociații de vânătoare ca să caute, ce să caute dronele neidentificate deasupra lor. Și tu spui că, sau... Repet, cine semnează că sunt semne multe, sunt evenimente care se produc frecvent. La limita paranormalului, dacă nu sunt asumate deasupra formal unor obiective militare românești, la distanță mai mare sau la distanță mai mică. Sunt drone pe care angajații le filmează cu telefonul și serviciile, cei care se ocupă așa, le confiscă telefoane să șteargă să nu le pune pe TikTok. Astea sunt atât ar mai lipsi informații venite din zonele în care deci se produc aceste evenimente. Mi se pare foarte important.
adică ce am citit e adevărat. E o chestiune de siguranță națională și păi asta e foarte sensibilă informații clasificate, dar eu le-am declasificat deoarece am vorbit pentru că ai autoritatea necesară să o faci, sigur că da. Mi-a povestit unul care a văzut. Deci noi în țara și în care drone, așa, nu sunt ale noastre. Deci în țara în care cad drone și ne anunță diversi primari că au căzut, că noi nu suntem, da, nu le identifică nimeni. Toate da, radarele am plasat și în care armata nu are legislația necesară ca să intervină. Să le doboare, da, de așa. În țara în care, și o să vorbim imediat, în care agenții civile pescuiesc nave încărcate cu armament, gata să explodeze oricând, oriunde și sunt plimbate pe porturi civile cu orele până să intervină SRI-ul și armata, tu spui că mai vin și drone, poate chiar rusești, care mapează teritoriul și industria de armament atât cât mai e ea în România? Eu, ipoteza mea este că nu sunt rusești, ci că este vorba de o civilizație extraterestră, așa, care, observând că singur loc de pe planetă în care există viață neinteligentă este România, filmează să vadă ce se întâmplă, să trimită înapoi în galaxia lor aceste date, că este cel mai ușor de colonizat spot de pe scoarța terestră din sistemul nostru solar. Bun, dar e și foarte complicat noi ca țară membră NATO, Doru, dincolo de spiritul amuzant. E și foarte greu. Cum ai putea tu să reacționezi ca țară când ai genul ăsta de situație? În afară de a te duce la fabrici și a de a șterge conținutul de pe telefoane. Deci în primul rând aș pune un traficant de droguri, așa, șeful Romar, șeful industriei de armament. Pentru că un astfel de om simte imediat necesitatea. Când piața cere ceva, ăla știe să livreze. Toată piața, toată lumea, toată planeta asta cere muniție, praf de pușcă, gloanțe, ghiulele, cere armament. Noi avem infrastructura necesară să o producem noi. De fapt, noi nu facem nimic. Se produce o muniție depășită, care este făcută cu praf de pușcă din Serbia. Dacă ne amintim noi de episoadele cu fostul șef al, așa, arestat pentru niște măști, acolo au ieșit la iveală niște lucruri, iar presa a mai informat, a scris de fapt despre adevăratele motive pentru care a fost arestat așa, și anume că se lua pentru necesitățile NATO, se lua pulbere din Rusia, unde agenturile rusești știau, puteau cuantifica cât să... Adică lucrăm într-un soi de inconștiență totală. Nimeni pare că nu știe nici cu ce are de face, nici ce se petrece în țara asta și nici ce trebuie făcut. Și nici n-am standardizat niște proceduri care să ne ajute în situații complicate. Cum a fost, de pildă, acum 2 zile, situația de la Constanța, pe care televiziunile au mascat-o, au așa și au băgat-o suprași la un moment dat că băga în rahat armata română, SRI-ul și tot establishmentul militar al țării. Cu nava care a fost pescuită din largul mării, nava ucraineană, plină ochi cu explozibil, de o autoritate de salvare a vieții omenești pe mare, urcată pe acel Hercule pe care o să-l vedeți imediat, plin cu sute de tone de combustibil, adusă la mal, urcată pe Dana 78 civilă din portul Constanța, ținută cu orele acolo, până când a sunat cineva de la SRI și a zis, ați verificat și voi nava, o să vedeți nava tractată, dați-mi și nava tractată de acest Hercule. Uite tu, după aia au suit-o, au dus-o la mal. Deci este ca cum a fost, cum este în Iliada, povestea calului Troian. Deci dacă era rusă, ne-o trimiteau rușii, o puneam în port, o înconjuram, da, cu vase și o detonau de la distanță și se încheia, cădea Troia. Da. Păi noi oricum avem cele mai mari pierderi în rândul armatei după Ucraina în acest război, că ne-am mai văzut, ne-am doborât singuri niște elicoptere, niște miguri, ne-am împușcat. Da, în rândul statelor necombatante. Da, ne-am împușcat singuri în picior, dar 20 de ore a stat embarcațiunea aia, cred că mai avem o poză, hai să le rulăm un pic ca să se înțeleagă despre ce e vorba. Până când a venit SRI-ul și a zis, nu vă supărați, ați verificat și în interiorul navei? Și ăștia au zis, nu. Nu? Păi hai că trimitem noi o echipă. Și când au venit, s-au albit la față, au zis, eliberați perimetru și l-au dus, uite, așa au găsit-o, cu chila răsturnată, și au dus-o într-un poligon și au detonat-o. S-a cutremurat jumătate din Constanța, au sunat aia la 112, nu vă supărați, suntem atacați, nu, păstrați-vă calmul, au fost niște elemente... Îți amintești că acum un an, jumate, doi, l-au numit în fruntea unei fabrici de armament pe unul care fusese la circ? Da. Păi e, da. De-aia zic, mi se pare că suntem fix unde trebuie. E bine, alegerea e bună, da, pentru că la circ înveți acrobație, arta spectacolului, știi să vinzi bilete, să umpli sala.
De-aia eu aș pune un traficant de droguri, un manager de rețea, aș pune șeful industriei mici. Trecut pe în viață, ca să înțeleagă. Da. Ăștia nu văd necesitățile. Da. Nu știu ce lipsește. Ce cere piața? Piața cere muniție. Hai să ne îmbogățim să facă pe muniție. Se roagă de noi NATO, se roagă UE, se roagă Mapamondu, faceți dracu. Ce, da, acum, mergând mai departe pe povestea asta, tu îți dai seama ce s-ar fi întâmplat dacă nava aia, embarcațiunea aia ar fi explodat în port? Erau breaking news vreme de două săptămâni la televiziune. Breaking news-uri vreme de două săptămâni la televiziune. Dar cum e posibil ca în apele... Nu s-ar fi învățat nimic din poveste la sfârșit. Bun, n-am învățat nici din tragediile anterioare, Sudghiul, Mihăilești. Așa și toate că... nenorocirile care ne-au marcat. Sau poate că, eu nu înțeleg de ce n-au fost forțele navale implicate, forțele militare navale. Corect, păi nimeni nu înțelege, nimeni nu înțelege. Că poate ce caută o agenție civilă să plece în larg, să pescuiască o barcă? Ne-ntoarsă, lasă, nu vedem, mai să o tragem și după ce vine noaptea, controlăm noi, poate e vreo comoară, poate au trimis. Sigur, bun, și așa, nu, da. Oligari, a fost o barcă a oligarhilor care s-a răsturnat și are comoara pusă în torpedo. Și atunci revin la întrebarea care îl implica pe dragul nostru președinte, al cărui mandat e aproape de final. Bă, nene, nu ai proceduri. E un haos generalizat în armată. Ne-ai băgat pe gât un general. L-ai îndesat și liberalilor până au tăcut. Bugetul ăla pentru apărare e și nu prea, că ai văzut și tu, că au ieșit păi datele oficiale. Păi nu ne calificăm oficiale la intervenția americană, că avem 1,6 exact, din loc de 2. Exact. Și tu insiști în continuare cu candidatura ta penibilă pentru șefia NATO. Asta este încă un element ne scapă ceva? Care arată că noi facem, din prostie, probabil, o politică rusească. O politică în favoarea Rusiei, pentru că vreme de când există NATO și până astăzi, Rusia n-a reușit să producă o falie în interiorul NATO. A reușit Iohannis. Sau a reușit, să spunem, Rusia să o obțină prin Iohannis. Cu voia, fără voia, din prostia sau cu premeditarea unui om sau unor oameni, acest lucru s-a produs. Lucru care ne pune și pe noi într-o situație foarte proastă, pentru că un președinte de țară, când vorbește că va candida în numele României, angajează și România. Nu-i pe persoană fizică cum a fost Joana. Joana s-a zis, nici n-am știut când a fost la NATO. A găsit un coridor pe unde s-a dus cu niște aprobări, niște scutiri de sport și a zis gata, l-au primit pe valoare personală sau ce a prezentat el acolo și la NATO. Nu reprezintă România. Este un... Deși ar vrea, se străduiește, ne tot forțează și limitele ale răbdării și ale... În campionatul din septembrie. Apropo de Joana, a fost ieri, cred, la Digi și a dat o declarație. Știi, mă, de regulă când iese Stoltenberg sau alți oficiali, au darul ăsta de a calma spiritele. A venit Joana și a apăsat butonul de panică. Fii atent, nu știu dacă ai văzut. Uite aici, mare. Mircea Joana, va fi jale cu atacurile rusești pe dezinformare, pe cibernetic, împotriva alegerilor, inclusiv din România. La prezidențiale nici nu vreau să mă gândesc ce va fi. Și zice așa, aceste alegeri, în principal cele prezidențiale, pentru că sunt cele care domină peisajul electoral, suntem la sfârșitul unui regim politic de 10 ani, poate mai lung, suntem într-o zonă de oarecare epuizare a proiectului politic care animă situația politică din România și atunci vom avea niște alegeri în care sper că românii să vină în număr foarte mare la vot pentru a-și proteja votul și pentru a nu lăsa ca viitorul președinte al acestei țări să fie numit de oligarhia politică, zice Joana. Și zice, există două forțe aici, o forță evident antioccidentală pe care Rusia și alții încearcă să o facă la noi, ce vorbeam și noi, să încurajeze pe cei care nu sunt neapărat proruși, dar sunt antioccidentali și există o linie de confuzie deliberată în această zonă. Și doi, așa cum arată sondajele, 56% dintre români și românce consideră că alegerile din anul acesta vor fi fraudate, că nu vor fi libere și corecte. Hai să împărțim pe din două și cu asta terminăm discuția noastră. Odată e Joana candidatul, asta e în mod limpede, vrea, dar deocamdată n-a găsit o platformă care să-l susțină. De cealaltă parte e Joana, secundul NATO, care vine și dă mesajele astea alarmiste pentru populație. E în regulă? Eu nu cred că e alarmist nimic în asta. Că te rog, ajută-mă! Rusești, păi el vorbește de atacuri rusești pe dezinformare, pe cibernetică, care sunt în permanență în România și pot să indic și agenții asumați. Păi, nu, dar asta cu va fi jale. Adică tu pleci de la premiza că românii și apără votul și că sunt conștienți de pericolul oligarhiei politice, dar pe de cealaltă parte te contrazici singur și spui că va fi jale. Păi românul nu știe să discearnă între propaganda rusească și adevăr? Nu cred. Aia. Păi atunci, plecăm de la premiza că suntem niște idioți și trebuie să ne salveze Joana. Propaganda rusească și-a construit un adăpost foarte confortabil în ceea ce se cheamă suveranism. Pentru că suveranismul în sine nu este ceva otrăvitor. Nu e ceva toxic.
în fond este opțiunea unei părți din națiune. Vor să fie centrați mai mult pe patria lor, pe valorile fundamentale, eterne și istorice. Și să fie mai puțin dependenți de, nu, de factorii externi. E legitim să crezi lucrul ăsta. Însă suveranismul românesc, care provoacă prin teme de unificare cu Moldova, care sigur, iarăși e legitimă, dar nu e oportună. De să ne scandalizăm, să ne certăm cu ucrainienii, care de fapt sunt, e adevărat, sunt mai șovini ucrainienii, n-au fost foarte prieteni cu noi, dar situația de acum cere un alt tip de atitudine. Nu să-i ajutăm pentru că ne ajutăm pe noi. Decât să ajungem noi în linia întâi, mai bine le dăm bani și armament să stea ei în linia întâi. Adică sunt niște lucruri pe... Iar această confuzie între suveranism și prorusism a produs această, zic, creștere a inconștienței electorale generale. Oamenii, nemai având o poziție rațională substanțială în partea opusă puterii, au mers de voie de nevoie către formule politice de tip aur. Și la un moment dat îmi povestea un medic dintr-un spital la fel de reputat ca al domnului Cristoiu, sper. Cristoiu, așa. Dacă nu chiar din acel spital. Păi tot asta zicea că are vreo 50 de medici colaboratori. E posibil să fie din clinica domnului Cristoiu, dacă nu... Că de sus până jos, de la ultimul brancardier până la directorul spitalului, toți votează cu aur. Adică acolo nu poți să spui că un medic, chirurg, neurochirurg, așa, de la urgență, da, nu înțelege cum stau lucrurile cu aur. Dar sentimentul ăsta de... Nu? De frustrare, alimentat de propaganda permanentă, critică în bună măsură critică. Aurul critică bine anumite lucruri, da. Dar amestecă acest, face un sandwich complicat, o șaorma cu de toate și strecoară și aceste idei ale propagandei ruse. De-aia și ele și merg. De-aia rușii au succes. Rușii au succes în tot ceea ce înseamnă, se strecoară prin slăbiciunea structurilor de vigilență occidentale foarte ușor. Democrația e laxă, democrația este comodă, confortabilă, e ușor de penetrat. E firavă față fragilă, de un regim autoritar, sigur, care bate din degete și se și rezolvă. Nimic nu este mai seducător decât o opinie care îți confirmă ție niște bănuieli. Și așa lucrează. Sunt din perspectiva propagării, propagandei, rușii întrec cu mult pe omologii lor occidentali. Adică, sigur că și Hollywood-ul e o propagandă bună și universitățile din Ivy League și cele britanice și muzeele și catedralele și arhitectura. Și spiritul occidental, da. În schimb, propaganda rusească e mai tare. E mai eficientă. E mai pragmatică și nu ține cont de nuanțele astea. Când am observat să fie probleme similare, să-și pună rușii problema legată de să fim cu Occidentul. Dar n-am închis paranteza cu Iohannis. Da. Iohannis face, lucrează... Pleacă sau rămâne cu el pe cap? Unde? Cu el pe cap nu putem să rămânem, că ar fi, cred, o sinucid. Prima dată, în afara Japoniei ar mai fi un stat în care ar fi semnalate sinucideri în masă. Nu există. Nu cred. Chiar crezi că ne ia depresia de tot dacă mai rămâne? Nu se poate. Răul pe care l-a făcut Iohannis. De ce? Iohannis n-a făcut, să spunem, atâta rău fundamental cum a făcut Iliescu când se puneau bazele economice ale noi în noului stat securist, republici securiste române. Dar a ratat un moment bun în care România se putea dezvolta. Și el a preferat să stea într-un confort personal, să-l doară în coate și să rateze niște momente. A ratat investiții, a ratat deschidere, a ratat educație, a ratat civilizarea, nu? El a stat și a văzut numai de el. Păi, un președinte ca ăsta mai e posibil? Dacă, să spunem, că câștigă Nicușor, cum ziceam, așa, și ajunge să face valul și iese Nicușor președinte. Tot un Iohannis va fi. E mult mai inteligent, sigur, la nivelul științelor exacte decât Iohannis. Bun, dar hai să zicem. Iohannis... Dar a fi la fel de imobil și de mut și de... Și pe Joana l-am lăsat în aer cumva. Aseară pare că a zis adio relației PSD-PNL și a zis că nu vrea să se mai asocieze cu ei. Tocmai mi-a arătat afișele în care se pupau dușmanii de dinainte. Crezi că e posibilă o reîndrăgostire? Eu cred că cu cât e mai mare bălăcăreala, cu atât e mai așteptată. Dar... Nu, dar întrebarea era, Joana de unul singur poate avea o candidatură de succes sau are nevoie neapărat de acest vehicul electoral PSD-PNL? El are nevoie de sprijin, de organizare și de asistență la alegeri, un candidat independent, că n-are cine să-i numere voturile și dacă ăștia le fac.
Oricât ar fi, până la urmă exit poll, un exit poll. Să spunem că se face exit poll și cum a fost și... Păi cum s-a făcut ora trecută? Cum s-a făcut. Da. Cum s-au pierdut niște primării. Nu, da, nu, da. Joana a mai sărit o dată în sus. A, da, el are experiență, da? La și după aia, dacă n-a avut cine să numere, noapte, da, nu s-a mai numărat și s-a stabilit că nu se mai numără și a ieșit celălalt. Asta este ceea ce îi lipsește. Da, Evanghelia, crezi că îi lipsește? Nu, cred că are vreun impact. Lumea a văzut, cred, eu cred așa, Joana are păcatele lui, sigur că el vine dintr-o zonă, nu? Vine din cel mai negru PSD, cred la doar, cred că doar noi doi ne mai aducem aminte. Dar de unde vine Joana. El a stat până la urmă, a mers pe pielea lui, la, nu, pe meritele lui la NATO. Sigur l-au sprijinit și ăștia de pe aici, că dacă îi spuneau, domnule, nu e serios așa, nu-l lăsau. Dar cred că l-au sprijinit americanii, să l-au susținut, nu să meargă acolo. Nu-i chiar așa. A lăsat impresia, că a fost un premiu de consolare pentru prezidențialele. Mai vorbește în engleză, în franceză, așa, nu face. Da, 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 spaniolă. Contrastează cu, nu? Și eu cred că s-ar putea, dacă nu ies bine din alegerile de București și europarlamentare, PNL și PSD, să aibă o discuție între ei, să gândească, bă, ce face? Poate îl importăm pe Joană, poate noi punem stăpânire pe Camera Deputaților, pe Senat, pe Guvern, pe așa, lăsăm pe ăsta la Cotroceni. Se poate să fie și astfel. Dacă n-ar exista astfel de discuție, ei n-ar fi oameni politici. Uh-huh. Adică nu. Uh-huh. Pentru că într-un scenariu negru pentru ei, poate să candideze Joană într-o formulă ostilă cu ei, să câștige, să spunem că are o șansă să câștige. Să-i dezmembreze după aia. Dezmembreze și pune pe cine vrea, da, el. Da, deci ia să veniți cu altă majoritate. Nu-mi convine asta. Cum a făcut de fapt Băsescu, cu Năstase. Cum a făcut Băsescu, exact. Da, da. Și când este președinte și când urmează să numească șef de serviciu, el poate să cheme prin spate. Corect. Pe la palat. Veniți, mă, cine sunteți voi? Noi suntem USR. Și nu vreți să faceți cu PNL? Nu, dar după gândește-te, procurori. Poate să-i propună ministrul justiției. Dar și cu partidele, da, pentru că le spune, voi sunteți condamnați veșnic la opoziție. Corect. Eu vă aduc la putere. Plus exact că întotdeauna se vor fi grupări care vor vrea să trădeze în partide pentru a se duce la Cotroceni. Se migrează, iese cu un discurs unificator și atunci... Se găsesc tot timpul soluții imorale. Cu care este un om politic cu adâncime și cu multe scheme tactice care l-au adus de unde? Păi hai să uit. Ne amintim că toată lumea zice, bă, zice, tu l-auzi pe Ciolacu. Eu nu mă uit unde a plecat și unde a ajuns. Este o performanță. Yeah. Iliescu a fost mare de la început. El a scăzut în timp. Ciolacu a crescut. Băsescu a crescut. Adică, Băsescu a fost turnător la securie. Dar creșterea lui politică este spectaculoasă. El a făcut niște salturi uriașe și a avut inovație în politică. Un turnător, într-adevăr. Poate că și corupt. Dar performanța lui de un politic rămâne. Oricât l-am urât pe Băsescu, nu putem să-l uităm. La fel și Ciolacu. Ciolacu a luat de la muie PSD partidul, nu? Și l-a dus acum de iau tot. Da. Știi că îi spunea după, îi spunea, cred că Olguța, îi spunea, Marcele, l-ai pus și banii, le-ai luat și banii de la mort. De la mort. Da, da. Adică el a făcut, iar în partid lucrurile astea sunt apreciate și acum partidul e frecventabil. Ideea este să nu creadă că e prea frecventabil, că s-ar putea să fie dintr-o dată nefrecventabil. Mm-hmm. Adică nefrecventabil electoral. Dar vezi tu că ascensiunea asta la un moment dat aduce și perspectiva unei căderi foarte abrupte. Crezi că Ciolacu a devenit... De asta mă gândesc. E conștient de treaba asta? Sau l-a furat, l-a luat mirajul puterii? Ciucă nu cred că este la fel de conștient. Ciucă e mai conservator. Ciucă pare că nu înțelege mai nimic. Ciucă s-a conformat, el nu este atât dintr-un arc interior, de un resort care îl împinge irepresibil spre să sară la cele mai mari funcții și cel mai sus la cap. Dar e acolo, e disciplinat și el cred că are capacitatea să zică, domnule, stai puțin, mai bine să, poate nu general cu 4 stele, ai lent colonel aici, șef la Senat pe viață, încă 4 ani, e boierie, e Guinness Book. E adevărata performanță, dacă vrei să măsurăm așa chiar în termen de performanță. Mi se pare aluciucă. Da, dar el nu este performerul de situație. Nu este el autorul performanței. Bun, el performer de conjuncturi. Târât, concurs de împrejurări. Da, da. Băsescu s-a ridicat el. Pe forțe proprii, într-adevăr. Cu sprijin pe care acum, după ani, începem să-l vedem și da, dar e meritul lui. Mm. Și, mă rog, trebuie remarcat pentru că din asta trebuie învățat. Trebuie ca oamenii să vadă, să miroase pericol, să-l detecteze din timp. Da, uite, sau se mai poate întâmpla un element surpriză cum a fost Piedone și să dea toate calculele tuturor peste cap și toate scenariile de pe masă să rămână fără niciun sens dacă se încăpățânează să candideze. Vedem dacă e posibil acest tip de candidatură și la președinție. Da. Nu cred, pentru că știi ce se întâmplă? El cred că va sesi. El cu instinctul pe care șobolanii l-au atunci când... Dar nu vorbeam neapărat de Piedone. Vorbeam de un tipar, de un profil. Piedone.
simte că la președinție este un alt nivel al puterii. Nu mai jefuiești tomberoane și faci, dai, asfaltezi a patra oară o stradă cu prietenii tăi din clanul cutare, ci acolo atentezi la puterea serviciilor, ceea ce e cu totul alt tip de glumă. Și nu cred că se bagă piedone. Nu, deocamdată. După un mandat bun, dar la capitală cu niște... La asta cred că se adaugă și o rejecție a electoratului. Nu cred că lumea va fi bun. Poate că se adune niște oameni. Dar să bată un candidat PNL-PSD este exclus. Bun, vedem. Trăim și analizăm. Mulțumesc, Doru, pentru prezența ta. Vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră că ați fost alături în acest debut. E adevărat, continuă. Ne vedem și lunea viitoare de la 19. Până atunci, nu uitați, vineri pe canal 33.ro un editorial și dacă n-ați făcut-o deja, like, share, subscribe la canalul nostru de YouTube. Pe curând! Gata.